Votarea legii dării în plată în Parlament aduce schimbări pe piața imobiliară. Cererile oamenilor pentru segmentul rezidențial s-au dublat lunile acestea față de aceeași perioadă anului trecut, de teamă ca băncile să nu mărească avansul pentru locuințe. Cei interesați de oferte imobiliare și mai ales de programul Prima Casă sunt așteptați până mâine seară la târgul imobiliar de la Palatul Parlamentului. Colega mea, Mădălina Dicu, se află și ea acolo și ne spune mai multe. Bună ziua, Mădălina! Ce oferte sunt la târg? Sunt prețuri pentru fiecare. Cel mai mic preț este de 17.600 de euro pentru o garsonieră în sudul capitalei, iar dacă vă permiteți, puteți da 1.300.000 de euro pe o vilă în centrul orașului, pe șoseaua Chiselev. De asemenea, sunt și locuințe cuprinse între aceste sume, cu prețuri cuprinse între aceste sume, locuințe pentru cei care se încadrează la venituri medii. Însă despre aceste lucruri vom sta de vorbă cu Adriana Gheorghe, reprezentant dezvoltator imobiliar. Bună ziua! Un apartament cu 4 camere, spre exemplu, cât costă și în ce zonă? Bună ziua! Dacă vorbim de un apartament cu 4 camere în zona de nord a Bucureștiului, putem întâlni și prețuri de până la 596.000 de euro pentru un apartament cu 4 camere de 261 de metri pătrați. În cazul acesta avem și o suprafață foarte mare, o zonă foarte bună în apropierea centrelor comerciale și centrelor de afaceri din București. Tot în zona de nord a Bucureștiului putem întâlni apartamente de 3 camere la 168.000 de euro pentru o suprafață de 108 metri pătrați. Aceste tipuri de locuințe se adresează unui public mediu-high, dar în cadrul portalului nostru imobiliar puteți găsi locuințe accesibile, dacă ne referim la zona de sud a Bucureștiului, dar și locuințe care se încadrează în tipologia premium și acestea se regăsesc îndeosebi în zona de nord a Bucureștiului. În zona centrală sunt ceva oferte, Unirii, Universitate? În ultima perioadă s-a observat o dezvoltare a zonei de centru din București, datorită solicitărilor din partea clienților în ceea ce privește aceste zone. Clienții în ultima perioadă își doresc locuințe cât mai aproape de metrou și cât mai aproape de centrul orașului, dar pe de altă parte există și clienții care se așteaptă să găsească locuințe în zone liniștite ale Bucureștiului și de aceea se îndreaptă către casele situate la în imediata apropierea Bucureștiului. În legătură cu legea dării în plată, știm că a avut un impact încă de când s-a discutat despre acest lucru, încă din toamnă. Ce s-a observat pe piața imobiliară? Cum a resimțit piața imobiliară acest lucru? Cum au fost primite discuțiile care au fost lansate încă din toamnă în piață? Ce semnale au apărut? În ceea ce privește colaboratorii noștri de pe portalul nostru imobiliar, putem spune că aceștia au fost într-o continuă așteptare din momentul lansării ideii de lege a dării în plată. În prezent așteptăm răspunsul final al președintelui țării, Klaus Iohannis, în ceea ce privește această lege. După cum bine știm, bancherii au solicitat o reevaluare a acestei legi de către Curtea Constituțională. Tot bancherii au fost cei care au reușit să înlăture prima casă din legea dării în plată, ceea ce este un lucru foarte bun. Clienții pot apela în continuare la acest program. Cred că e un program foarte căutat în continuare. Da, în continuare este un program foarte căutat și dacă legea dării în plată va fi acceptată în forma actuală, băncile au promis avansuri mărite de până la 30-40%, ceea ce va îngreuna puțin procesul de vânzare a locuințelor care nu se încadrează în plafonul de prima casă. Cum au crescut prețurile locuințelor din toamnă până în prezent?
Nu pot spune despre o creștere foarte vizibilă. În schimb, clienții se așteaptă ca prețurile să scadă odată cu acceptarea legii dării în plată, dar acest lucru rămâne de văzut. În acest proces sunt implicați atât bancherii, de ei vom ține cont în momentul în care vor stabili avansul de 30-40%, noi sperăm să nu fie astfel. Și de acest lucru va depinde și prețul final al locuinței. Probabil vor scădea. Noi acest lucru sperăm să se întâmple fiind de partea celor care sunt în căutarea unei locuințe. Dar nu mă pot pronunța în acest sens. Așteptăm un răspuns oficial din partea dezvoltatorilor cum vor reacționa. Mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi Andra Gheorghe. Așadar, dezvoltatorii așteaptă un răspuns din partea președintelui Klaus Iohannis cu privire la legea dării în plată, lege care i-a speriat în toamna anului trecut pe cumpărători, a avut un impact psihologic asupra pieței, însă în acest moment lucrurile s-au mai așezat, iar cumpărătorii optează în continuare tot pentru prima casă și speră că prețurile nu vor crește odată cu promulgarea acestei legi.